Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod din Creativerse. Haideți să continuăm cu ferma. Și încă ceva, după ce am închis episodul trecut, m-am enervat eu și m-am dus în peștera aia și am cucerit ceva din ea, mi-am pus eu câteva torțe și am găsit o chestie de aia galbenă, un de la care fuge la așa și am mai făcut rost de niște Arkstone. Am 53, am o grămadă, de încă plăcuță din aceasta și de un papion. Nu știu ce facem noi cu papionul ăsta, o să rămână de văzut în episodul următoare. Vreau să mă duc să-mi fac puțin la grădină, puțin mai mult. Vreau să plantez toate semințele astea, 14, 16, 18 semințe. Astea sunt diferite, nu știu din ce sunt. Turnip seed. Nu înseamnă asta. Turnip. Habar n-am. Și vreau să mă duc, că mi-am făcut eu o mănușă de asta de de obsidian, pardon. Eu cream că am aruncat-o din greșeală. Nu, vreau mănușa de obsidian să o pun. Am pus-o? Bun, am pus mănușa de obsidian. Hai să las asta repede în chest aici, să nu murim cu ele pe la noi. Bun, bun, bun. Perfect. Mergem acolo în peștera aia. Să luăm, că am găsit eu niște... Uite unde asta. Vino încoa, tu! Tu! Vino, vino! Bucată, bucată, bucată! Uite, încă trei de-astea. Ușor am făcut Arkstone-ul acesta. Dar deocamdată nu știu eu la ce să-l folosesc. Am văzut că se folosește la mănușă, la mai multe chestii. Porcul ăsta e în ferma mea. Marș mă de aici. Uitați, am făcut câteva de astea. O să le umplem cu apă zonele astea. Și după o să plantăm tot ce avem de plantat și o să ne facem pâinică și tot ce mai avem nevoie. Bun, că acum cum începem să deblocăm anumite chestii, deja lucrurile merg mult mai rapid. Așa, aici vedeți că e o gaură de asta imensă. M-au atacat ceva monștri și aveam patru bombe de ale. Nu știu, le-am detonat în monștri ăștia aici. Am găsit un chest foarte ciudat. Aș fi vrut să dau puțin mai repede drumul la video, dar au trecut câteva ore de când am filmat celălalt episod și nu aveam setările și tot ce aveam nevoie pentru episod făcute. Ce a mers așa greu pe ăla? Stai aici niște porci de ăștia. Aia că-i bate repede cu noua noastră sabie. Fac, ia mă și tu. Tu ce ne dai, tu ce ne dai, nu ne... Important. Bun, hai să mergem aici. Era un extraterestru de la m-a tot fugărit. Sper că nu mai e. Aici. Mai ești tu tipul? Tab. Astea sunt doar niște ciuperci. What? Ia uite-l! Era încă aici. Marș! Astea erau doar niște ciuperci. Am crezut că e ceva mult mai fain. Am niște de-astea. Vreau să ne zidim în locul ăsta. Să luăm tot ce putem. Vreau să mă zidesc acolo și să încerc să-l omorâm. Să luăm niște stalactite de-astea. Bine? Dacă vin. Dar sunt destul de proști, chiar dacă te atacă ei așa din senin, cam prostă noi. Bun, și să încerc să-i dau pe la picioare acum. Așa. Bă, mai în spate puțin. A, ce nervos ești tu. Ce-a făcut? Ce-i cu lumina asta? Ce Dumnezeu? Ce-ai făcut tu, mă? What the fuck, Jesus? Ne-am întâlnit cu Dumnezeu, oameni buni. Dom'le, cum au luminat el acolo. În Dumnezei tăi, luminile tale. Haideți să luăm niște ciuperci, nu le avem aici. Uite, de astea putem să le mâncăm. Dar nu vreau să le mănânc, că de astea avem decât 4. Mâncăm și de astea, că astea sunt mai comune. Am citit pe net că îți poți reface HP-ul mult mai ușor dacă mănânci altfel de alimente, adică pâine, supa aceea de ciuperci. Și am văzut că poți face ceva carne. Deci, hai să-ți spunem asta și uite încă 3 de astea. Mamă, 56! Deci nu știu ce o să facem cu atâtea... eu le spun diamante, dar ele nu sunt diamante, dar eu așa le spun diamante. Nu știu ce o să facem cu atâtea Arkstone-uri din acestea. Avem chiar foarte mult. Ies-mi eu de aici. Ce mi-a rămas? Unde-i coliga aia? Aici semințe. Semințele.
Și săpăligul avem la noi. Ne mai trebuia apă. Water. Bun. O să mai luăm noi apă, că nu o să fie asta suficientă. Pe care o avem 16 bucățele. O să dureze ceva până o să fac eu toată treaba asta, dar n-am vrut să fac off-camera. Am vrut să fac cu voi, să vedeți. Măcar facem cel puțin două rânduri. Și ceea ce am uitat, ce o să fac, am uitat să mă uit la numele porcului. Dar dacă tânăra Runi ar fi disponibil, aș pune-o pe aia să se uite la ultimul episod din Creativerse, la comentariul cuiva, că a denumit el porcul. Dar nu știu dacă este disponibilă. Bun. Porcul ăsta merge prin grădina mea. Să fac și partea asta așa? Dar ar trebui să se facă mai repede, totuși merge destul de greu. Am încercat să iau cu asta, mi se pare. Atunci când am deblocat eu. Dă-te mă, porcule, cu Dumnezeii tăi. Aici o să pun eu gard ceva ca să nu mai intre ei când vor în grădină. Azi că pot să-mi fac fence din acela. Nu, nu o să fac din stone, o să-l fac din lemn. Dar aia nu-mi place, nu știu, s-a pus strâmb așa, nu e simetrică, băi. Dar pe aia, dar nu funcționează sau ceva. Tu, jos, jos. Nu o să strică, în Minecraft dacă săreai așa pe ele, să stricau de le lua naibii. Dar aici nu este un Minecraft. Ar fi tare, cred că o să pun eu, ca să nu se bălăcească porcii așa toată ziua în apă și eu ca să nu calc picioarele, o să pun niște slaburi. Vedeți că vă arăt cum imediat. Dintr-un cap așa în altul, tuc, 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 de lemn, o să facem, dar pot să fac, mi se pare, slab-uri și din dirt. O să arate fain așa cu verde. Nu știu, sigur o să mă uit după ce terminăm parcelele astea. Nu vreau să dureze foarte mult. Aș vrea să mai cercetăm la sfârșitul episodului, să mai mergem să mai cercetăm puțin peșterile alea, să ne facem HP-ul. Avem sabia de obsidian, suntem cam de neoprit. Deci aia nu cred că poate să. Am pus strâmb? Cred că aia s-a pus strâmb. Nu suport cum se duce așa strâmb toată linia asta. Ea arată fain așa cum îi. Dar durează ceva. E foarte, foarte înceată chestia asta. Săpăliga asta. A, durează o veșnicie. Bun, uitați, dacă vă place seria de Creativer și vreți să continui cu un episod, ori în fiecare seară, ori ocazional pe canal, eu aș vrea să fac din seria de Creativerse una permanentă. Creativerse-ul și LOL strâng cele mai multe vizualizări. Asta mă bucură tare mult pentru că sunt două din jocurile mele preferate. Azi, de exemplu, acum joc Creativerse, este o oră destul de târzie și chiar îmi place să mă joc, adică chiar mă relaxează. Aș fi plăcut să am varianta aceea cumpărată ca să vă pot include și pe voi, că unii dintre voi mi-a spus pe pagina de Facebook că voi aveți varianta cumpărată și că dacă vreau să vin și eu pe lumea lor sau să vină ei pe a mea. Eu nu am varianta cumpărată și așa că nu pot să mă duc pe alte lumi, dar până la urmă m-am tot gândit eu și o să o cumpăr și eu într-un final. Bine, dar nu acum. Eu mai am foarte mult de lucru la casă, o să o cumpăr în clipa când eu nu o să mai am absolut nimic de deblocat și va trebui să îmi cumpăr jocul full pentru celelalte câțe, pentru aripi, pentru chesturile acelea șmechere. Nu știu, atunci o să mai îmi cumpăr eu Creativerse-ul complet. Asta deja ia damage. Păi ce să-ți fac eu dacă te miști în ce normal că e damage. Probabil s-a supraîncălzit că tot o folosim așa. Țin în clipa asta click-ul apăsat. Haide. Să-mi spuneți încă un lucru, cam cât ați vrea să dureze episoadele Creativerse. Eu le fac de 30 de minute, mă gândesc că sunt prea lungi, dar dacă le fac de vreo 15, spuneți că e prea scurt și nu apuc să fac nimic. Nu știu, asta rămâne la decizia voastră, cam cât vreți să fie episoadele de Creativerse. O să-mi pun eu semințele astea așa, pac, 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 pleacă mă porcule, doamne uros porcii, marș.
Vezi, te capturezi și te fac animalul meu de companie. Te pun și astea două aici. Nu știu ce să iasă din ele. Cred că salată am impresia. Bă, nu. O să le-am pus, cred că greșit. Bun. Hai să punem apă. Bă, câte de astea merge asta? Hai să pun aici. Aici. Sper să fie suficientă. E follow acolo jos? A follow. E follow. O să egaleze apa puțin, da? Bun, s-a egalat. Haideți să punem și în partea asta. What? What? Ce frumos, doamne! Ce frumos a văzut toată asta. Cât de drăguț. Ba, doamne. Deci jocul ăsta în continuare mă surprinde într-un mod plăcut. Deci ați văzut cum s-au văzut efectele alea? La ce joc mai găsiți asemenea efecte vizuale când plantați o sămânță? Serios. Deci, vedeți, jocul ăsta uimește de fiecare dată. Dar aici am făcut eu. Mă gândesc că o de asta e suficientă pentru două parcele. O să văd eu, o să fac încolo un experiment micuț, să vedem dacă este suficient pentru două, adică o să mai fac o dată așa cu chestiuța aia de săpat și am să pun apă, nu, încă o dată tab, așa, să fac și pe asta. Abia aștept să văd ce o să crească aici, nu o să crească până la sfârșitul episodului ăsta, în mod cert, o să mai dureze ceva vreme până o să crească toate semințele astea aici. Abia aștept să fac cu grâu, sunt curios cu trebuie scoase. Uite, mă uit aici la la tools. Bă, cam decât astea, altceva nu am ce. Da, pe asta e pentru farmat. Asta o să facem. Nu știu, o să încerc să scot chestiuțele cu ea. Ne-am blocat chestia aici. Uite, ne-a deblocat astea. Ne putem să ne creăm și noi bombele astea. Ia să ne le creiem. Deci nu e complicat așa să faci o bombă de astea. Gunpowder, cu din acesta și obsidian. Avem toate materialele noi și avem și gunpowder, dar n-are rost să facem niște bombe de astea. M-am gândit undeva în nu știu în ce parte așa să fac. Cred că aici undeva așa să nivelez sau sigur, vreau să-mi fac o piscină. Toate că avem ocean aici lângă, dar chiar vreau așa de drăguț. Dar pot să fac altceva, să fac de aici de pe plajă, să nivelez eu o zonă de asta, să fac direct cu apă din mare să alimenteze piscina. Asta ar fi, cred că, mișto rău. Aici intri din nou în teranul ăsta. Nu prea vreau să mă duc deocamdată acolo. Mă bucur că am terminat o parte din grădină, pentru că îmi tot ziceam că o să fac grădină, o să fac grădină, o să fac grădină. Vreau să mergem să facem niște gărduleți. Crabul ăsta a intrat în casă. Mare greșeală! Mare! Trei bucăți! Cu noua sabie. Deci vedeți că de una e să ai o sabie nouă și tot ce trebuie. Imediat îi omori. Nu știu ce fac eu cu papionul ăsta. Ia să-l iau. Să-l echipez undeva sau... Nu pot să-l echipez nicăieri. Înapoi. Vreau și o să fac cu astea. O să vedem la un moment dat. Toate lucrurile astea au un înțeles. Ia, haideți să mă uit eu totuși să văd cum a denumit pruncul acela porcul. Ia să văd, uite, episodul 11 din Creativeverse. Mă uit foarte repede, mă uit de pe telefon. Bun, apropo... A, aici mi-a trimis cineva o cerere de prietenie. David Boss YT, dacă te uiți la video, te salut, îți văd comentariu. Și Pro Gamerul Red, Mr. Ciolan. Bun, Mr. Ciolan. Să fie. Bun. R. L. An. Bun, Mr. Ciolan. Pro Gamerul Red a decis, Mr. Ciolan. Salut, Ciolan! Bun, vă mulțumesc pentru susținere.
Apreciez tare mult că voi chiar comentați la episoadele mele și vă susțineți și asta mă bucură. Bine fac așa. Asta a fost ceva reacție de aia neașteptată. Nu, dar chiar îmi place când văd susținerea voastră și știu că pentru unii li se pare ciudat, știi, când se uită la mine, prietenii, iubită, nu știu, părinți, că se uită la mine că vorbesc singur în fața calculatorului. Dar ei nu știu de fapt că eu vorbesc cu voi în clipa asta. Ei mă cred nebun, dar eu nu sunt. Și mă bucură când voi lăsați un comentariu acolo și mi arată că nu vorbesc singur. Haideți că mă tot învârp aici, m-am emoționat tot. Bun, ce voiam să facem? Vreau să mai mă uit aici la crafting, dacă puteți să mai craftăm ceva. Ne trebuie neapărat iron bar. Trebuie să găsim iron neapărat. Asta înseamnă că trebuie să minăm foarte mult. Dumnezeu, ăsta e praf. Corruption dust. Ok. Bun, deja aproape noi putem să ne facem și mănușa aceasta, doar trebuie să mai găsim iron. Sunt sigur că dacă săpăm și căutăm noi, o să găsim iron. Pot să fac o chestie de asta. Ia stați. E coal. Fac așa. Să facem de asta o lampă cu gaz. Nu știu ce facem cu ea, dar noi o craftăm acolo, să fie. Asta ce ne mai trebuie? Craft. Bungol wall. Ce Dumnezeu. Vom avea așa ceva noi? Uite. Super. Wild wall. Ne trebuie wood, pardon. Vines. Știu de unde să obțin de asta. Trebuie să mă duc încolo, către savană. Uite, asta pentru data viitoare o să mă duc eu încolo către savană, o să aduc niște lemn și o să ne facem tortă din aceasta nouă. Asta ce ne mai trebuie? Ia vezi, ne trebuie iron neapărat. Neapărat trebuie să mă duc după iron. Wow, Diamond Sword, cât de fain arată asta. Wow. Iron Temple Sword. Asta trebuie să te duci la Stour. Dacă te duci la Stour, chestiile de aici sunt foarte, foarte scumpe. Astea sunt pe coins. Uitați, 500 coins e 4,51 €. Oh, dar eu 4,51 € nici să mă bas cu biciu. Nici dacă dau lupii târcoale. Am văzut o poză pe Junime, era o chestie de a dau lupii târcoale și era o poză cu un lup cu o sacoșă și pe sacoșă scria târcoale. A, o glumă secă. Eu m-am tot învârtit aici, m-ați luat cu vorba și nu am mai făcut nimic. Vreau să-mi caut, să-mi fac torțe. Asta s-a făcut aici, bun, s-a făcut. Merem aici. Bun, și ne-am făcut 8 de-astea deja, așteptăm să se facă. Coal mai am eu, oare? Mai am 7 coal. Haideți să luăm coal-ul, niște rud. Rud, perfect. Ne facem torțe, vreau să mai mă întorc jos acolo. Pentru că sunt foarte multe animăluțe de-astea extraterestre pe care vreau să le omor, să obțin fiecare item de la ele. Bun, torțe. Nu cred că pot să fac prea multe, 28. Dar țin un cont că am luminat acolo destul de bine jumătate de peșteră de-aia. De fapt, nici cred că jumătate, un sfert. Măi, în Dumnezeii tăi, am zis că fac gard. Este că vin eu cu gardul imediat. Și dacă e, mai rămâne timp, mergem la sfârșit acolo, către părticica aia. Bun. Ce urât să vede loculețul la gri, așa, alb, la casă. Ia să merg eu aici, craft. Unde e fence, ne trebuie. Uite-l, 8. Ce ne trebuie? Slaburi, frânghie și rud. Păi avem o grămadă de rud. Frânghie nu prea avem foarte mult, dar ne facem. Rud. Nu mai am, că am făcut eu. Mai am decât 18. Dar nicio problemă, am o grămadă de lemn. Ne facem absolut imediat. E și gata să facem și asta pentru lampa cu gaz. Oare ajunge atâta?
Fac și funie mai multă. Bun. Haide că ne ajunge. Hai să mai scot din astea, să mai facem niște funie. Bun. Lăsăm asta așa. Și ne facem asta. Haide, haide. Bun. Unlocked. Ai, dăm decât unlocked deocamdată. Ok, scuze. Greșeala mea. Căul. Asta ne trebuie 8. Lamb gas. Glass, fosile de-astea avem. Căul găsim peste tot. Deci de la procesoare nu pot să mai cumpăr. Că dacă apăs pe ăsta la track, ce-mi dă? Stone rud, obsidian rud. Ah, deci atât avem de făcut pentru super extractor. Asta ce face? Probabil face treaba mult mai repede. Mă gândesc că asta e tot ce ar putea face el. Lăsăm pe ăsta să termine el acolo. Vedem ce mai face fermuța noastră. Trebuie să mă urc acolo să iau mierea aia, pentru că mai am nevoie. Ia, uitați, situația asta deja au crescut. Că nu sunt gata. Dar face tot o să face progres aici. Mă bucură tare mult pentru că... Hai să scot aia de la track, că mă enervez acolo. Track. Dacă... Hai de Dumnezeule, n-am spus-o. Hai bine. A ieșit? Perfect. Bun. În curând vin sărbătorile și... M-am gândit la un episod special de Crăciun. O să ne construim un brad și o să punem cadouri sub el. Și de asemenea vreau să vă rog pe voi să găsim un nume la brăduț. Deci există un brad fără nume. Dacă există, la mine nu o să fie așa ceva. Eu vreau să punem nume la bradul nostru. Ia să mergem să batem unul ăsta. Pentru că tot... Asta mă bate de când m-am apucat eu de Creativerse. Și nu vreau să-mi mai permit așa ceva. Vino tu, haide. Dar pe unde trebuie să o luăm? Haide că acum am sabia de asta șmecheră. Ar trebui să putem să-l bat. Da, mă, te-am văzut că te-ai trezit tu. No, 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 no. Ah, de ce mă arunci așa în sus? O bucată mai deși a murit. Nu ne-a dat nicio bucată. I-am luat capul. I-am luat capul. I-am dat aici. Wow. Haide. Dust, evil dust. Fine. E și un de ăla de piatră. Vreau să batem, să vedem ce ne pică de la el. Dar deocamdată nu avem suficient HP pentru a ne bate cu un de ăla. Va trebui să murim, să ne respawnăm și după mergem să ne batem cu ăla. Abia aștept să crească grădina asta, o să dureze ceva, am să las probabil eu jocul deschis în... ca să se coacă toate alea acolo. Hai să închidem ușa, astea s-a mai făcut aici. Am dat doar astea gata, hai să le luăm. Frânghia mai durează puțin, dar avem ceva din... avem ceva frânghie, deci putem să ne facem puțin gard. Dar unde e? Gărdulețul... Putem să ne facem și poartă. Imediat ce ne creem ăsta. Ah, slaburi. Eu nu am nici slaburi. Ah, ei. Trebuie să ne creem și niște slaburi. Dar nu am eu niște slaburi cumva aruncate pe undeva pe aici. Ah, da, uite că aveam. Trebuie să vedem cum arată totuși. Bun, craft. Ne-a deblocat, putem să ne facem și poartă ca să nu stăm să sărim gardul. Că nu suntem amanți din gardul. Noi să intrăm frumos pe ușiță. Wood stole. Bă, ce drăguță este, o măsuță de aia micuță. Eu ne-am făcut ușă din... masă din piatră. Nu știu cine mănâncă pe piatră. Dar totuși noi ne-am făcut. Dar nu știu acum o să fie gardul. Mă gândesc că o să înceapă de aici așa de sus. Sau o să sap eu pe lângă ăsta. Asta cred că o să fie suficientă. Ah, vedeți? Cred că dacă nu e suficientă apă, astea nu supraviețuiesc. Oare? Asta o fi? O să fie suficientă grădina atâta. Nu cred că o să mai fac eu să văd dacă să udă două chestii de alea așa. O să fac așa. Dacă pun mai așa, trebuie să pun... Uitați cât de șmecher arată, dar pot să-l săr. Foarte ușor pot să-l săr. Dacă pun așa în sus... A, pot să-l fac și mai mare. Haide, ești de aici.
Sper să nu poate să-l sară, poate, mă, poate să-l sară animalele. Pentru că ar fi atunci degeaba dacă animalele îl pot sări. N-ar mai avea sens gărdulețul ăsta. O să fac eu o încercare, o să-mi dresez porcul și o să-mi-l bag într-un cerc de ăsta. Să vedem dacă poate să iasă din el. Uite, așa am făcut puțin spațiu către zona asta. Să facem gardul. Dar dacă ăștia sar de aici așa, o să-mi sară direct în, o să-mi sară direct în casă, în grădină, nebuni de porci. Nu doar porci, că nu știu sigur dacă îți poți strica grădina ăștia sau nu. La mine să nu mănânce astea, uite crabul ăsta, asta sigur te a atras mirosul de pâine. Marș, mă! O, ăsta, mă bate că n-am HP-ul! Ah, nu trebuie să mă bag cu el, că n-aveam HP-ul. Uite, ne-a bătut și după a fugit nesimțit. Ia vino mă încoa, uite, nu, ei tăi. Hai să-mi iau asta după mă întorc acolo, să iau restul de din procesor și continuăm gardul. Gardul! Haide, în casă! Uite, am pus din greșeală ale. Bun. Uite cum mi-am pus gardul ăsta aici. Nu, așa. Bun. Haide, tot ai terminat. E încă unul. Ia să vedem cât gardul s-a putem să ne facem. Vreau să-l rămân aici ca să nu mai stau să-l caut tot timpul. Am făcut 64. Băi, hai să mai facem încă. Bun, gata. Avem 73 de bucăți de gard. Am făcut ceva, nu așteptam să iasă atât de mult. Mai am și sporă și cel mai am, nu mai am slaburi. Poc, poc. Așa, bun. Trebuie să las o părticică de apă acolo, pe unde intru eu. Nu pot să intru direct în... Asta o să scot eu din partea că nu-mi place. O să nu trebuie aici. Bun. Scoatem asta frumos. Da, și mergem pe aici. Și s-a închis toată zona asta. Uite cât de fain arată. De aici l-am pus greșit, nu trebuie așa. De că trebuie să o scoatem. Am zis că las puțină distanță de locul ăsta. Adică nu trebuie așa. Să nu trebuie aici. De-aia m-am încurcat, m-am dus până la capăt. Vede, așa, așa, bun. Partea asta n-am nevoie de distanță. Sau... Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Așa trebuia. Bun, acum m-am prins eu. Că sunt lapte doar și mă prind. Ei, dar pot să sar ușor, sar gardul imediat, sar pârlează, iote. Hopa! Hop! Deci nu-i mare greutate să sar peste... Vino încoa tu! Tu! Vino! Scutlere! Scutler! Deci am bătut la ăștia, deci mi-a dat la diamante din acelea. Unde-i? A, gunpowder, shark stone și ceară din aia. Bun. Noi am terminat și gardul. Haideți să scot eu și în partea asta pentru că am să o scot repede. Și o să închidem aici episodul din Creativeverse. Eu sper că vă place și că o să mă susțineți în continuare cu o vizualizare, un like, un share și un subscribe. Mă ajută tare, tare mult și v-am spus că mă motivează să fac episoade și ați văzut și voi motivația mea că am citit câteva comentarii de la voi și m-am bucurat pentru că am văzut susținerea voastră. Mă bucură tare, tare mult. Bun, ăsta a fost episodul din Creativer. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să mă susțineți. Eu am fost eu, Boom. La revedere!